Și mama mi-a jos gipsul de pe picior. Și când uh, să la piciorul meu, avea... aveam piciorul în putrefacție, la propriu. Ai reușit să înțelegi atunci? Până când am murit, simțeam non-stop îngerul morții cu mine. Deci cum stai tu aici cu mine, așa simțeam. Simțeam o persoană, deci un duc de moarte foarte accentuat. Deci uh, ele trebuie să-ți mărturisesc că uh, tabăra de la Târcăița Cred că mm. s-au la una din... La, la acolo am am fost. mult? Da, deci în momentul <laughs> ăla, spun, eram acolo în cort. Și știu că atunci am luat decizia să mă întorc la Domnul. What? Salutare, dragilor, și bine ați venit la Eclesia Life. Bucuros să vă salut astăzi, să fiu împreună cu voi și în mod special să salut un invitat aparte, așa cum voi deja v-ați obișnuit. Avem oameni de calitate aici la Eclesia Life, oameni prin care Dumnezeu vorbește și, dincolo de asta, oameni care au o poveste de viață de la care cu siguranță avem ceva de învățat. Salutăm astăzi pe Ile Stancu, bine ai venit la Noile. Ile. Bine v-am găsit, dragilor! Ne bucurăm pentru că ai ales să povestim aici, așa, la, la podcastul ăsta, la Eclesia Life Lumea te știe din formația cristocentric, te știe de pe scenă și ne bucurăm că ai ales să vii, să te faci vulnerabilă, să povestim astăzi. Ești mereu cu zâmbetul pe buze, Cine este Ile Stancu? Așa, înainte, poate că nu toată lumea te cunoaște. Oh. Eu mă consider un simplu om, un om care caută voia lui Dumnezeu, un om care încearcă să fie cât de real și suntem simpli, așa, sper că suntem și credem că Dumnezeu asta ne cheamă să fim, cum ai zis și tu cine e ele, un om simplu, un om care de multe ori mai zic, ah, Iles Stancu, nu, mă văd. Noi suntem Iles Stancu, care acasă e mamă, care, cum ziceam mai înainte, sunt Iles Stancu, am 35 de ani, de profesie am absolvit Conservatorul, Facultatea de Muzică, secția de operă. Normal sunt cântăreață de operă în acte, am făcut 12 ani de canto clasic și uh, sunt mama unui băiețel. Minunat, Marc care are 8 anișori și sunt membru fondator în trupa Cristocentric. Super, să trăiască Marc Amin. și Domnul să-l binecuvânteze Amin. și trupa Cristocentric. Amin. primim. Da. Ne bucurăm pentru voi, faceți o treabă foarte faină și binecuvântați România în felul ăsta. Amin, asta e dorința și ținta noastră. Ile, dincolo de trăirile tale, de povestea ta de viață, știu că ai trecut prin niște episoade destul de dificile, adică Poate că pentru unii um, ar zice imposibile, și tocmai asta e frumusețea: că atunci când mă uit la tine, îmi dau seama că ai trecut parcă cu Dumnezeu de mână. Alcumva, nici nu puteam să trec. În momente de criză, nu am avut altă soluție decât să fiu cu Dumnezeu de mână. Fiindcă orice altă mână ar fi fost mult prea slabă orice altă mână nu mi-ar fi dat speranță. Sună așa, poate, poetic, dar în momente de criză nu ai de cine să te agăți. Eu personal nu am avut. Am încercat, da, am avut și eu, nu încerc să fac pe supererou. Am avut momente de foarte mare slăbiciuni. Am avut în care am plâns foarte mult, am urlat foarte mult. Dar, cu Dumnezeu de mână, am știut că el mă alimentează din inima mea, speranță. Ce fain. Poate că unii nu știți uh, ele la doar uh, 9 ani, mm -hmm. nu? A fost diagnosticată cu septicemie și are o poveste puternică cum Dumnezeu a salvat-o, cum Dumnezeu a atins-o și uh, nu doar atât, în urmă cu 6 ani, aproape 7 apar... ani. Da? Aproape 7 ani. să fac 7 ani în 2016. Da, a trecut printr-o încercare și a pierdut uh, soțul pe Ciobiși și Iată-o astăzi aici, plină de încredere, de curaj și tocmai despre asta aș vrea să vorbim, pentru că dincolo de trăirile astea și de povești, oricum, într-un fel, lumea iubește povestea, dar dincolo de poveste, eu cred că Dumnezeu are ceva care vrea să ne transmită și asta vreau să-i să molipsim pe ascultătorii Amin. noștri, să vadă că dincolo de o viață grea, da, să o zice în direct, E un Dumnezeu puternic care te ține, îți dă curajul ăsta și te face să zâmbești, să te bucuri de Mark, de, de copilul tău. Apropo, care activitatea voastră preferată în familie? Eu cu el. Păi, în fiecare seară, se urcă la mine în brațe și îmi cere să stea pe mâna mea, mănuța. <laughs> <laughs> și stă, și stă, și zice, mama povestește-mi, ce ai făcut azi, chiar dacă a stat toată ziua cu mine? zice, ce ai mai făcut azi? Zice, încerc să fac conversație cu tine. Iar zice așa? Da, da, da. E un copil foarte inteligent. Și zice, uh, vreau să -mi... și azi, înainte să plec, uh, zis, mamă, de plec. Zis, plec în Arad. Uh, bine, bine, vreau să mă asigur doar că să știi că nu o să scap de mine. <laughs> e un copil mega drăgăstos și pupăcios. Uh, ce activități? Cred că cea mai frumoasă activitate e să stau cu el. Nu pot să zic că uh, mergem la da, și la film, ne plimbăm, dar uh, momentele care stau eu cu el așa sunt uh, cele mai frumoase momente. Nu, nu te să-l înveți canto? Ba da. Și are o voce chiar bună, fiindcă are tremol, are vibrato, care de obicei cu elevii mei mă cam strădui să, <gângă> să le deprindă. Și zic, hai mama, să te învăț să cânți Și ce nu, eu vreau să fiu tobar. Deci, uh, slabe șanse. Oricum avem nevoie de tobare bune, așa e. Așa e. Eu niciodată nu o să-l încurajez. Asta e și un sfat pentru părinții care dau copiii la instrumente și, și la cant, inclusiv și oarecum îi obligă. Să știți că e bine să investești unde vezi că copilul are atracție și inimă. Uh -huh. Da, poți să-l pui la pian 4, 5, 6 ani. Știu, am elevi care au făcut 12 ani de pian și nu știu să cânte la pian, fiindcă nu am avut atracție. Și eu cu Margu să fac aceeași chestie. Mama, ce ți place, ce instrument, acolo să investesc. Fiindcă acolo să aibă pasiune, de fapt asta caut. Ce fain. Uh, hai să ne întoarcem un pic în timp. Da, acum te bucuri uh -huh. de Marc. Dumnezeu cumva a liniștit apele în viața ta. Dar dacă ar fi să ne referim un pic la povestea ta de când aveai 9 ani, ce s-a întâmplat atunci? Oh, da, s-au întâmplat multe. Păi, eu sunt dintr-o familie de peticostal de la Butuc, de acolo. Veritabili. Uh -huh. Suntem cinci frați, da? michi și Petre sunt frații mei și mai am două surori. O soră este căsătorită cu Vasile Micula, oh. sora mea mai mare, și eu sunt mezina casei. Deci, eu am fost beneficiara răsfățului, știți, mezina casei și în urmă cu mulți ani, când aveam eu 9 ani, era într-o vacanță de vară, de-abia să vină vacanța, fugeam și eu prin curte de una singură, eu n-am crescut, n-am avut frați de vârsta mea și a trebuit să cresc între oameni mari. Și fugeam de una singură <gângânt> prin curte și a început să mă doare foarte tare piciorul drept. Și m-am dus la părinții mei, ca orice alt copil, le-am spus că mă doare, au așteptat câteva zile să vadă dacă durerea trece. Au zis că probabil m-am lovit, probabil ca și orice alt copil am forțat sau s-a întâmplat ceva. Și după câteva zile, durele iară creșteau, mă simțeam din ce în ce mai rău, și m-au dus la spital. Toate s-au întâmplat în Timișoara. După care m-au dus la spitalul de ortopedie din Timișoara. Tatăl meu acolo avea cunoștințe, doctor, și mi-a făcut raze la picior. Și mi-au spus că am fractură de calcaneu, că am piciorul, călcâiul fisurat. Mi-au pus piciorul în gips? Da? Și Ai făcut ceva special ca să. Absolut nimic. Deci, eu nici în ziua de azi nu știu de unde am pornit totul. Că o fractură nu apare? Niciodată, așa. dar nu aveam fractură, practic. Uh -huh. Dar ei au zis că apare ceva pe radiografie și că probabil fractură de calcaneu. Mi-au pus piciorul în gips și a zis să stau câteva săptămâni liniștită să se sudeze o, iasă, iarăși osul. Durerile creșteau pe zi ce trece, erau tot mai, tot mai intense. M-au dus la alt spital. Deci alt doctor, alt consult, aceeași diagnostic. Fractură de calcaneu mi-a băgat piciorul din nou în gips. A doua oară. Și vă dați, și eu sunt părinte, și tu ești părinte. Vă seama că crezi un medic, nu? Dar Do, te doi medici care spun aceeași diagnostică, are piciorul rupt. Și au spus, probabil fata vrea să, să fugă prin curte și nu-i place că stă în ghips, așa că țineți-o acolo, în ghips. Durele creșteau și mai mult, și mai mult, și mai mult, ținte că Mickey mă lua și mă ducea în spate. Mickey mai mare decât mine cu aproape 8 ani. Și mă lua în spate și zicea uh, hai să te duc în baie să plângi. Fiindcă ni, nimeni din casa mea nu mai suporta cât plângeam. Aveam niște dureri incredibile și plângeam în baie, am să mă liniște și mă aducea înapoi. Într-o zi, a doua zi, când am văzut că mă doare și mai tare, m-am dus la Spitalul de copii Lui Surcanu în Timișoara. Uh -huh. Radiografie, fractură Aceeași de treabă. calcaneu. Da, trei doctori diferiți aceeași diagnostic. Asta e incredibil, că uh, nimeni nu a găsit, de fapt, ce aveam. Mi-a pus iarăși piciorul în gips și a spus să nu dați jos gipsul la fetița aceasta, nici dacă moare înaintea voastră, pentru că este răsfățată. Zice, așa a crescut, așa să aveți, asta este. Și, uh, da, am mai trecut câteva, vreo două zile și am leșinat noaptea de durere, și mama mi-a jos gipsul de pe picior și când uh, să a uitat la piciorul meu, avea, aveam piciorul în putrefacție, la propriu. Uh, Mi-am văzut osul de la picior, la piciorul drept. Uh, curgea puroi din mine. De fapt, aveam o infecție în corp. puroi mi-a mâncat carnea, călcăiu, eu și acum uh, la piciorul drept am 36 la picior și piciorul stâng am 39. Deci no. mi-a mâncat uh, infecția din, din uh, picior, și când au chemat ambulanța, mi a pus piciorul, mi-am băgat piciorul în ligheană, așa curgea din mine infecția. Când am ajuns acolo, m-au dus direct la reanimare și au zis: uh, Îmi pare rău, a adus-o prea târziu. Are septicemie și este în uh, ultimul stadiu. Eram o metastază. De fapt, ei nu au detectat puroiul la radiografie. Nu s a văzut. Tot focarul meu era la călcâi. Acolo mi-a fost focarul pus și niciun doctor nu a văzut ceea ce aveam de fapt. Și um, au zis, nu avem, practic nu mai avem ce să facem. Ok, erau rinichii putreziți în mine, plămânii s-au făcut de copil de 2 ani în mine, nu mai puteam să respir decât cu aparate. Um, absolut tot ce era intern în mine a putrezit. Seticemia se poate supraviețui dacă, dacă, o previ. Dar eu când am fost deja în metastază, nu mai eram mult în stadiu, nu, absolut nu se mai putea face nimic. Tatăl meu era înstărit și a insistat foarte mult. Haideți, vă rog, băgați în operație, faceți ceva. Mi-a băgat în piciorul drept um, tuburi ca să-mi curețe infecția și acum am, cred că vreo 30 ceva de cicatrice pe piciorul drept. Ziceam că aveam, aveam avionașe <laughs> puse și um, pe acolo am băgat-o din papă oxigenată și spir să-mi curețe piciorul. Și aveam niște dureri groaznice. Ținte că m-am trezit din prima operație. I-am zis doctorului, mulțumesc că mi ați salvat viața. Și-a zis cu mare drag, dar îmi pare rău, nu cred că vei trăi. Acum când o să om adult, mă gândesc la chestia să mi se A pare bucurajul. mega... Da. Și cum ai reacționat atunci? Am plâns. Am plâns și... Um... mi era foarte greu să cred că se va întâmpla lucrul acestea din cauza unei promisiuni pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. De fiecare dată că zic mărturia asta, sunt așa ca o poveste, ca ceva... Um ireal, practic. Filme acum, acum e foarte, parte la modă cu supereroi și cu fantastic. Uh -huh. și Chiar este ceva real și um, eu întotdeauna m-am rugat să-L experimentez pe Dumnezeu, nu ca Dumnezeu l-a Avram Isak și Akov, ci ca Dumnezeu meu. Deci, Doamne, vreau să te văd față în față, vreau să vorbești gură către gură cu mine, ținte că aveam șase ani, nu știam să citesc um, și uh, era un pasaj din, mulți dintre noi am avut Biblia albă, cu ilustrații, uh -huh. Biblia cu ilustrații de copii, și cea albastră, cele cu basic. Da, acolo acolo da, afa. da. Și acolo e un test unde scrie uh, că Moise se și vorbea gură către gură cu Dumnezeu. Și eu, pe mine m-a fascinat lucrul ăsta. Și am, știu că m-am dus într-o zi, când aveam vreo șase ani, m-am dus în mașină și am zis, ok, Doamne, aveam mașina parcată în curte și am zis, ok, vreau să-mi vorbești așa, cum, gură către gură și mie. Și-am aștepta, și așteptat, și-am așteptat. Și-am, ok, parcă nu-i ceea ce mă așteptam, dar zic, ok, voi mai insista. Așa se Voi are. mai insista, da? Și mi-am mi -am dorit totdeauna să cunosc pe Dumnezeu un Dumnezeu de aproape și unul de departe. Și are foarte mare legătură cu tot ceea ce am trăit. Mm -hmm. um, o mică paranteză. Cred că peste viața mea este și ceva diferit din cauza că, cum ziceam, că noi suntem cinci frați. Toți sunt făcut la un an jumate diferență și chiar un an, eu sunt făcută la aproape 8 ani distanță și părinții mei au spus așa, vom face un copil și îl închinăm Domnului, așa cum a închinat Ana pe Samuel. Wow, ce fain! Și au zis, noi îl creștem, investim în el și sigur Dumnezeu va avea de lucrat cu el. În 87, atunci, nu erau eco și au zis, Ma, ce bărbat o să fie, ce Păstor. predicator, ce evanghelist. Și când am văzut că e fetiță, au zis, wow. Ce fain. Wow. ce <laughs> <laughs> Au zis, ce poate să facă Dumnezeu cu o femeie? Fix așa, ce poate să facă Dumnezeu cu o fată? Și cred că are mare legătură cu tot ce am trăit. Sincer, eu cred că este peste viața mea... Um, Punerea aceea deoparte și un destin diferit din pricină că am fost închinată dinainte de a fi. Știi? Și în momentul când eram eu pe moarte, mi-am de promisiunea lui Dumnezeu. Când aveam tot așa aproape șapte ani, șase ani, nu știam să citesc, am crescut cum ziceam într-o biserică penticostală, da, cu acordioane, cu tot ce toate trebuie. ustensilele. Cu <laughs> har, cum se zicea Da, Aha. da, dar să știi că era, era, era fain. Până la urmă, muzica uh, Așa o, este. o metodă prin care poți să te întâlnești cu Dumnezeu, da? O cale într acolo. Și noi suntem din familie mixte, adică tata a fost țigan și mama româncă și am crescut, știți cum, ăștia mai colorați, plin de viață, aleluia! Am crescut. Mai dezvolt. Da, da, ca la frații de culoare ah, din America, varianta ah. rămânească. <laughs> da, da, și a fost. Să știi că nu-mi pare rău deloc am crescut chiar că am crescut într-o biserică mai strictă, fiindcă așa am putut să înțeleg cultura și modul în care să te adaptezi. uite, că noi cântăm și la uh, baptiști, și la pentii, și la carismatici, și întotdeauna. Domnul ne-a dat puterea asta și înțelepciunea că de să ne adaptăm. Mământul, da. da, de adaptare. Nu, trebuie să fie o binecuvântare oriunde mergi. Și dacă nu creșteam într-o biserică de genul, sigurat nu aș fi înțeles. Și am învățat foarte multe. Și da, Dumnezeu vorbea acolo direct, gură către gură. Mm -hmm. <laughs> și era într-o duminică dimineață, simte că eram la corul de tineri, eram în primul rând toți cântau, nu știu dacă știi, cântecul la pomii din palme, vorbătea. Ăla era cântecul, țin minte și acum, și aveam o harfă întoarsă invers, nu știam să citesc, dar... Cântai. Da, aveam râvna necesară. <laughs> și la un moment dat s-a ridicat o soră în picioare și a zis, fraților, da, e fost și rușine să-mi zică, fraților, bă, poate o să râdeți de mine, dar am văzut pentru fetița asta mică, Dumnezeu mi-a arătat ceva am văzut cum Dumnezeu va face o mare cântăreață și că va compune cântece prin care va binecuvânta România. Wow! Atunci, în 90 ceva, să compui cântece, să nu prea se... Nu, nu se practică. Era atunci Nicolae Moldoveanu. Moldovian, da, 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 Și toți se uitau, serios, fetița asta mica lui Ileana și Dolfi, ce, să părinții mei, ce... Pe mine atât de tare m-a marcat, tu ai crezut. Da, din toată inima mea. Toată, toată inima mea. Momente de criză, întotdeauna mi-am amintat masa Și țin minte că mama n-a fost în duminica aceea la biserică și m-a dus fulgerul la ea. Cum am intrat în casă, direct la ea m-am dus. Mama, Dumnezeu a zis că o să fiu cântăreață. Eu nu știam ce o să semne asta. Dar aveam, nu știam să nu știam să cânt. Adică cântam și basic, știi? Și nu mai amintesc momentul exact când mi-am dat seama că am voce să zic, wow, ce când? Eu nu mi-am momentul. Chiar vorbeam și cu Michi, zic, tu realizezi momentul când Michi are momentul, știe când, mm. momentul când a fost umplut de cu Duhul Sfânt, a început să cânte. Până atunci nu o cânta, nu scos un sunet. <laughs> Dar eu nu mi-am amintesc exact, zic, wow, pe tapelele. alea. Și când oameni, doctorii îmi ziceau că am să mor, e tot asta le spuneam, cu greu îmi scoteam masca și ceam, Dumnezeu a promis. Că o să cântăreață. Și ei se uitau la mine, îți dai seama, competimeau toți, că știau că am să mor uh, și foarte des o întrebam pe mama. Mama, așa e că Dumnezeu nu minte. Mm. Și zicea, așa e, puiul meu, Dumnezeu nu minte. Zic, Dumnezeu a promis că o să fiu cântăreață, n-are cum să mor, nu? Și atunci tăcea. Am prins un moment în care ei credeau că eu sunt în într-un somn adânc și când aud, mama era în genunchi lângă doctor și trăgea de haine și dați-mi 0,1 șanse că fata mea va trăi. Ce am pare rău, nu pot. M-au pus la aparate, aveam aparate care făceau inima să mai pulseze. fără oxigen eram, nu puteam să trăiesc, eram, nu puteam să ridic mâna, deci degetele, nimic. Am avut fluturaș inclusiv în cap. Mi s-a administrat injecțiile fiindcă toate venele în mine erau de la septicemie. Și um, tot au insistat să-mi opereze, să-mi refacă. Am uh, șase operații la piciorul drept. Mm. Tot au încercat să salveze și la ultima instanță au zis ok, băgați în sala de operații. Eu n știu ce înseamnă, am crezut că probabil iar mă operează ceva. Și a venit doctorul să i așa la mine și a zis uh, către asistentă, a spus către asistentă, nu-i păcat de fetița asta că oricum moare, de ce să-i în piciorul? Era pregătit tot, m-am semnat încât să fie piciorul amputat. Și din cauza că eu au spus că oricum am să mor, nu mi l-am mai împutat. Au zis că bo, e păcat în sicriu să fiu fără un picior. Wow! Da. Și tu i-ai auzit? Scos. Da. da. Eu n-am înțeles de ce eram dată <coughs> uh, cu Rivanol până sus. Era, știi, n-am înțeles de ce eram toată așa și um, de fapt era pregătit tot procesul să... <coughs> Asta e un hamare har un am picior, slavă Domnului. Și... Au fost momente foarte, foarte grele. Pe mama am văzut-o foarte frântă și pe tatăl meu. Dar, în schimb, Michi cu Petru veneau și frații mei la mine. Niciodată nu i-am văzut plângând. Vine la mine Michi, intra cu, uh, avea cărți de colorat. Și cea, hai că am venit să stăm, dar niciodată nu schița nimic. O să fie bine, ele, E ok. O să fie bine, o să vezi. În citea din Biblie, vorbea foarte mult despre Dumnezeu după care în la mine în salon era un băiețel de 12 ani copil al străzii tot cu septicemie dar el putea să sară într-un picior prin salon eram foarte invidioasă pe el Adică el putea și eu nu puteam și uh, era foarte vesel sărea vesel pe acolo și la un moment dat mic eu zis nu vrei să vorbim puțin N-avea pe nimeni copilul acela. Ținte Ți că ai mele de să mănân să mănânce. Și a luat un balon, de fapt o mănușă chirurgicală, a suflat în ea și a făcut o balon. Și odată, dat -o. Pentru el a fost un cadou extraordinar. A început să vorbească despre Isus cu el. Și ținte că a făcut rugăciunea păcătosului împreună cu el. Eu am adormit. Și când m-am trezit, peste, peste fața lui, peste corobul lui, era pus în așaf. A murit. Dar l a întâlnit pe Hristos într-un mod... Wow! Și mic avea? 17 ani? Da. Și a fost... dureros să știi că toți din salon de lângă mine, toți mureau. Toți mureau. La un moment dat am rămas singură în salon fiindcă toți... Uh, nimeni nu trăia. La un moment dat, ei mei, uh, având neamuri în, uh, în Germania, că miu a vorbit cu ei să o închiriat un elicopter să mai să mă opereze în Germania. Dar uh, au spus că am să mor în, în elicopter și că după aia e mai greu cu să aducă corpul înapoi și tot și că oricum o voi muri. Deci a fost un traseu foarte, foarte greu. La un moment dat am intrat, am, am avut o moarte clinică, m-au pierdut. Când ai ajuns în Germania? Nu, nu, că nu m-am mai ajuns. Nu ne-a mai venit elicopterul, fiindcă scor cum am să mor. Nu a mai venit. O, o zis, au vrut să închirieze, să ia tot, dar scor cum am să mor. Și următoarea zi am intrat, m-au resuscitat. Și vreau să vă zic un lucru care pe cei care vă sperie moartea. Nimeni care ajunge acolo nu mai vrea să întoarcă. Cei care cunosc pe Dumnezeu, desigur. Um, am văzut un loc alb. E un alb, o, strălu o strălucire care și pe Pământ, nu există. Și am văzut mulțimi, mulțimi de oameni care le străluceau fețele. Nu se dă seama ce trăsături aveau. Absolut nimic. Nu putea să-ți dai seama, că adică așa le străluceau fețele. Și era o pace din Dumnezeu care aici nu există. Și știam că acolo e locul meu. În momentul când m-au resuscitat, tot asta strigam: la ei. De ce m-ați luat dintre ei mei? Și aveam 9 ani. Deci nu pot să zic că aveam nu știu ce cultură, uh, să cunosc nu știu cât Biblia. Știi, eram, uh -huh. eram un copil. Mai mult din auzite, din predici. Da. Dar din... uh -huh. am că acolo e locul meu. Și de atunci nu mai mi așa frică de moarte din momentul acela. că nimeni nu mai... Și dacă ai copii, și dacă ai... Știi că e al, acolo e locul tău. Ce le spune celor care încă le este frică de moarte? E dovedit că la baza tuturor fricilor, până la urmă, este frica de moarte. Pentru că, într-un fel sau altul, dincolo de asta, oamenii se luptă și au temeri. Mm. <laughs> în Hristos nu este moarte. Iată, eu sunt învierea. Și viața. Și viața. Eu știu când și inclusiv fiului meu, eu zic, mama, ne mai uitam la, la filme cu supereroi și zis, mama, ce avem noi mult, mult mai hm. tare. Noi Nu este cu adevărat nemuritori. Nemuritori și, de fapt, cine în Hristos nu moare niciodată imaginea asta care o am în tot timpul în minte că Hristos Dumnezeu când a suflat tânările noastre, a suflat din ADN-ul lui care este veșnicia a suflat în mine veșnicia și din el care el nu moare niciodată și când se strigă corpul ăsta se întoarce la el veșnicia de fapt se întoarce la el suflarea de viață care noi nu morim niciodată da, um, mie nu mi-e frică să mor eu. Mie, mai ales după ultimele experiențe care am trăit, mi nu frică. mi greu să mă gândesc în ceilalți pe care -i iubesc vor uh -huh. pleca. Da. E există foarte o diferit acolo. Că, știi, tu te duci la Domnul, e tot ok. Dar uh, când uh, pleacă ceva pe care iubești, e diferit. Dar și atunci, cel mai important este să fii ancorat în Hristos și în adevăr și să ai perspectiva cerului, cum zice un prieten nostru. Mm. Să ai perspectiva cerului, să vezi diferit din punct de vedere al lui Dumnezeu. Știu că e greu, fiindcă noi suntem oameni, da, și când mă tai, mă tai la mână sau ceva, sau am cea mai mică rană, instinctul e să mă vindec, să-mi fie bine, să nu mor, nu? Asta e instinctul de supraviețuire, dar... Um, noi uh, suntem creați să fim veșnici și corpul ăsta oricum va trece. Da, de asta e bine să citim Biblia și să te aducem mereu Așa aminte ai. că vorba lui este înainte de a fi trupuri, noi suntem suflete, Așa Dumnezeu ne-a creat veșnic și asta e, pe asta ar trebui să cadă accentul. Ile, cum s-a întâmplat mai departe? Cum ai fost vindecată? Uite-te aici, plină de viață. Adică, cred că cuvântul care te caracterizează e viață, așa când. Aleluia! Adică, ce put, ce tare să vorbești despre moarte și să fii plină de viață. Să știi că eu sunt un om foarte glumeț și foarte vesel. Chiar că de multe ori pe, pe scenă sau așa uh -huh. sunt mai serioasă mai vin fete fete și beți, wow, dar tu glumești! Tu ești plină de viață, zic, da! Și noi chiar toți din trupă, chiar suntem foarte plini de viață și foarte ne distrăm tare mult împreună. Um, cum am trecut uh, prin etapa aceasta, doar cu Dumnezeu, cum ai zis tu de mână, țin um, că mai aveam, mai, ei se uitau la mine, care cedează prima dată, inima sau uh, creierul, uh -huh. prima dată, știi, și Uh, aveam niște dureri groaznice, groaznice, groaznice. Deci pe de vie. Deci la propriu uh, nu puteam să... Tream mai pe glucoză, eram doar pe perfuzii, altceva nu puteam să înghiț uh, absolut nimic. Și într-o după i-am zis la mama, mama, ei, era foarte groază să-mi dau masca jos, asta era groază ei, în momentul ăla, mai prim, mai aer și... Era riscant. Da. Și am cerut un pic și o foaie. Asta, mâinile mele, de ce nu puteam nici degetul să ridic? Și zici, ce vrei? Nu, 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 acum, zi Și am scris primul cântec pe care domnul mi l-a dat. Atunci l-am primit, care e un cântec foarte vesel și optimist. Se numește... Um... Haideți tot să cântăm. Acum ați dat seama din unui copil. Acum n-aș mai compune așa. Deci pe primul nostru album, de deci cine vrea să asculte chiar e. Și strofa zice așa. În fiecare zi voi triumfa doar cu Isus în viața mea. Și un cântec foarte optimist și vesel. Și am zis, uite mama, Dumnezeu și împlinește promisiunea față de mine, uite mama. Și mama tot zicea, stai liniște, stai liniște, stai, ok, întinde-te, stai. Și eram atât de uh, conștientă și plină de credință că Dumnezeu chiar va face lucrurile astea în viața mea, încât uh, eram nerăbdătoare să văd cum, cum le va face. De multe ori în situații din viața mea de criză, mă gândeam: "OK, Doamne, cum o să rezolv lucrurile astea? Sunt curioasă, știu că o să le rezolvi, dar cum?" Dar niciodată nu rezolvă Dumnezeu, să știți dragilor, nu știu, în dreptul meu, niciodată nu rezolva Dumnezeu un, un lucru foarte greu în viața mea cum așteptam. Zicea: "Ah, Dumnezeu va face așa așa." Cred că o, o, o plăcere Dumnezeu să mă surprindă totdeauna. da dam Rezolvă lucrurile total cu nu. Dacă mă am anticipat tot ce face Dumnezeu, atunci mm -hmm. cum ar mai fi el Dumnezeu până la urmă? Așa e. Și um, durile creșteau tot mai mult, mai mult leșinam. Um, Eram un fel de legumă conștientă. După care um, mi-au zis că am, mai am câteva ore de trăit. Și tata mi-a spus, Ile, vrei să aduc camera de filmat să filmez când o să fii bine stres la filmare? Și am zis să. Tu crezi că am să mor, nu? Hm. Eu zic, n-am să mor, că Dumnezeu nu minte niciodată. Și am zis, dacă mai să am o dorință, să vină frații la biserică să roage pentru mine. Și a zis, oh, puiul mama, am crezut că, că nu o să vrei. Și în câteva ore au venit. Normal, nu aveau voie să intre nimeni la reanimare. Dar eu am evangelizat toată perioada aia pe toți doctorii și toate asistente. Toți ziceam, veți vedea că Dumnezeu mă va vindeca. Vă veți vedea, veți vedea. Și ea tot știau. Fata care tot vorbește despre Dumnezeu. Cât a fost perioada asta? Câteva luni de zile? Nu. Maxim două săptămâni. Două săptămâni? Uh -huh. Păi eram în metastază. Ah, ok. Era, nu mai știu exact câte zile, dar maxim două săptămâni. Pentru că eu am mers în ultima fază, în ultima etapă, și uh, au venit doctorii sus uh, la mine, salon. Imaginea aceea o să o văd toată viața mea. Când uh, păstorul a intrat în salon și a zis, am venit sorăile la tine să ne rugăm. Și a zis, vă aștept de mult. Și a venit cu sticluța de unde lemn și mi-a zis să. Uh, am venit să te ung în numele lui Isus. Ce sora, ele crezi că Isus poate vindece. Și am zis un da mare, 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 din toată inima mea. <laughs> am crezut din toată inima mea. Chiar nu sunt povești. Și am simțit în momentul acela cum corpul meu se resetează. Am simțit un fior care mi-a curățat care curăța tot trupul meu, tot sângele meu, cu furnicături. Știi cum uh -huh. e când ai furnicături, dar Efectivă. intensificate de un miliard de ori? Niciodată nu o să știu să explic. Și am început să strig, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a vindecat. Și am început să strig. Și uh, doctorii se uitau și au zis, oh, e clar, și-a pierdut mințile. A luat o luat pe mama în brațe, au luat-o, îmi uh, pare rău, doamna Stancu, cu. Uh, am pierdut-o. Și am zis, nu, veți vedea că Dumnezeu m-a vindecat. <laughs> și când a văzut că eu tot insist tot insist că sunt bine, că ești bine, da da a zis, ok, ele știi cum facem, mai stai puțin aici, facem încă un, un, un set de analize și dacă ești ok mergi acasă dacă nu mai stai un pic aici și eu două săptămâni am fost legumă, adică nu puteam să stau în șezut sau ceva și ținte că m-a ridicat așa și a zis ok aștept <laughs> Și um, au venit repede, nu știu cum atât de repede, vreo o oră pra, maxim, cam așa. Acum, eu și fiind copil, timpul pentru mine era diferit. Corect, da. Și au venit, dar numai, nu mai a venit chirurgul meu singur. Eu aveam doi chirurgi um, și se uitau la analizele mele vechi, se uitau la analizele mele, no? se uitau, se uitau și de e aceași pacient. Se uitau, se uitau. Și de data da, au venit cu toți rezidenții, au venit, era salonul full, cred că eram vreo, încă vreo 15 doctori rezidenți. Și au zis, s-a resetat organismul, s-a resetat, da? Și încercau să dea o explicație și s-a uitat chirurgul meu care era ateu. Și a zis, cu adevărat Dumnezeu tău te-a vindecat. Wow! Deci, vă spun, n-am niciun motiv să vă zic povești sau uh, lucruri care să impresioneze. Uh, după ani și ani, când mergeam pe lângă spitalul lui Sărcan, ce uite fata pe care Dumnezeu a vindecat-o. Și uh, ei erau curioși. Uh, ce s-a întâmplat, de fapt, uh, în credința sau alte superputeri? Ce s-a întâmplat, de fapt, de s-a întâmplat lucrul acesta? tot timpul, ziceam că Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu mi-a restaurat. Uh, trupul. Și uh, da, după aia a fost o perioadă grea în care, da, sângele meu s-a curățat. Uh, dai seama că nu aveam cum să mai fiu cântărață de o perioadă după că Trebuie să ai plămâni acolo. <laughs> și cei care știți cum cânt, știți că când tare Adică? <laughs> Cam forță, da. da. Uh, după o nu mai ai cum când plămânii tăi se atrofiază și nu mai cum. Uman, nu mai ai cum. Și da, sângele meu s-a curățat, dar mi-a rămas la piciorul drept ca și cum um, niște sechiele, adică cum ar fi cicatricele. Uh -huh. Și a trebuit să reînvăț să umblu. Am umblat în cârje trei ani de zile. Trei ani de zile. De seama pentru un adolescent ce înseamnă trei ani de zile în cârje. Când identitatea ta încearcă să prindă contor. Acum nu trebuie să fii să ai nimic și să ți greu, știi identitatea Dar în minte, ta. cine e fata, <laughs> mai cu curge sau? Da. <laughs> da, 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 de seama că copii au râs tot felul. Mm -hmm. Clasa 4 am făcut o acasă. Vine învățător acasă. Și după aia a fost o perioadă foarte grea, în care a trebuit, să știu, chiar că l-am cunoscut pe Dumnezeu că m-a atins și m-a vindecat, a trebuit să continui procesul de a crede că el nu greșește. Mm. Știi, adică și. De chiar dacă am fost vindecată, după aia diavolul poate să zică... Că... Ai mai avut lupte, nu? Da. Păi te gândești, ok, de ce nu mi-au crescut și piciorul, adică uh, osul de la picior? Și apropo, eu uh, nu mai trebuia să am, trebuia să am piciorul drept, mult, mult mai scurt, să nu mai cresc. Și am picioarele tot alegale, gale, da, fiindcă normal, aleluia, normal, cum au atins nervii, cum au mâncat, normal, trebuia să rămână unul mai scurt. Și chiar dacă vezi, chiar că ca Elie. <hânt> da, o mesă numele Domnului și după aia au avut stările lui, știi? Și a fost o perioadă în care a trebuit să-L pe Dumnezeu pe cuvânt și după ce am făptuit minunea în viața mea. De multe ori și noi, fiecare. Da, corect. ce te-a ajutat să, să rămâi credincioasă? Că totuși la o vârstă, adică adolescent fiind, tu ai zis contextul. Da, Ok, atunci l-ai crezut la început, ai văzut minunea și... Am avut un mediu foarte ok. Frații mm -hmm. mei care, Michi, Petru, Simona, Rami, care uh, l-au cunoscut pe Dumnezeu și Michi a fost mentorul meu. Pe mine, să știți, eu am ascultat primele ei predici. <laughs> nu, nu predici. Um, cum să zic, îndemnurile ei, știi? Pe mine, eu am fost prima. <laughs> I-am explicat. Ei da, da, eu sunt. Interesant, nu? Și îmi vorbea foarte mult despre Dumnezeu, foarte mult, fiecare seară și îmi vorbea despre identitate, despre ceea ce vrea Dumnezeu de la mine, despre ceea ce este chemarea mea. Mă vedea, aveam niște stări și da, personalitatea asta seama că trebuie modelată, aveam porniri, voiam, vreau... eu am început să cânt cu cristocentric, aici era era înainte Cristos pentru România? Mm -hmm, eu am prins acolo. Ai vorba. fost în tabere? Sigur că oh, da. Oh, ce fain! Deci, uh, ele trebuie să-ți mărturisesc că uh, tabăra de la Tărcăița, cred că, mm. sau Budureasa, la ambele am unde fost. Acolo mult? Da, deci în momentul <laughs> ăla, spun, eram acolo în cort și știu că atunci am luat decizia să mă întorc la Domnul. What, adică să fain. mă botez. Aveam Aleluia. 14 ani cât aveam atunci și era Nihil deo și da. Cristos pentru România. Dar chiar fost momente faine și uh, oamenii, oamenii care l-au căutat pe Domnul l-au găsit. Așa e. Erați acolo și era fain. Deci știi Cristocentric nu. Cristoforul România nu s-a transformat în Cristocentric. Erau două proiecte separate. Deci, așa, o paranteză pentru ascultători este chiar tare. Cum a ajuns Cristocentric? Uh, uh, sora mea, Michi, a dat la cineva bani uh, împrumut și băiatul acela nu mai avea banii să dea înapoi și eu zis, nu vrei să-ți fac mai bine niște negative. Și mi a zis, bine, ce ai ceva piese compuse? ce nu, dar e sora mea, Ile. Și eu am zis, hai să facem, măcar și mama, faceți mai copii o casă, dar să fac și eu, să ascult în bucătărie când fac mâncare. Așa am ajuns noi să facem. Ne câteam că cât sunt România, dar ăsta era un proiect separat. Și au plecat din niște bani împrumutați, practic, tot. <laughs> 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 și am făcut asta, cum atinge acum, înalți, yes, uh, uh, te slăvesc, toate piesele astea, le-am tras la demisolul casei noastre. Am luat uh, din salon uh, patru dulapuri, le-am unit și l am pus într-un colț. N-am avut bani de microfon. am mers, am, am cumpărat un microfon noi, așa, Beringer, din asta mm -hmm. low-budget, am luat un calculator și am zis, nu, hai să vedem ce ia Și am mers în tabără națională și am dat la băiatul de la mixer, când l-au pus, deci Dumnezeu, pus simplu, el ne-a promovat, să știi. Deci nu, la nu era YouTube, ce să zic, Spotify da, sau... <laughs> și așa am ajuns noi de fapt. Și asta, ai mei, mediul meu bun, ce asta, -a ajutat ca așa... enorm, asta, corect? Și am început să cânt cu ei de la 12 ani jumate vrând nevrând, a trebuit să țin pasul cu ei și atunci a fost foarte diferit. Contează enorm asta și pentru părinți poate care ne ascultă, mm -hmm. e extrem de important să-ți implici adolescentul, copilul, într-o treabă serioasă pentru că până la urmă asta îl ține. Așa e. Da, și eu de aceeași părere și pe mine. Biserica m-a ajutat. Da, am... domnule. E, e foarte important asta. Da, și a trecut peste asta, Domnul te vindecat, erai da. acolo cu familia ta te căsătorit mai apoi și știu că în 2016 da. când a avut loc acel eveniment care ne-a zguduit până la urmă. Cred că am știa? și fost la voi la bise înainte cu ceva timp, așa -i? Înainte se întâmplă. Da, Cred da, că da, da. El, totul s-a întâmplat în martie și în ianuarie am fost la voi. Iar am fost la eclesia la voi la biserică. Păi, A fost în episod mai greu decât boala. Mai greu decât boala. Erai mult mai conștient acum? Nu mai conștient, dar am conștientizat un lucru foarte important. O inimă rănită e mult mai. cum să zic? O inimă rănită este mult mai profundă și mai afectată decât un trup zrobit. Mm -hmm. De fapt, zdrobirea asta te-a afectat mm. mai mult emoțional. Știi cum mai. Uh, corpul ăsta oricum va trece. Dar dacă eu inima mea nu-mi aliniez mm. și mor așa, care e finalul? E foarte diferit. Uh, inima să fie aliniată cum trebuie. Uh, în, da, în uh, 24, în 25 martie. Mi-am um, fost căsătorită cu un băiat super fain Chema Chabi, uh, Am fost căsătoriți aproape șase ani Aveam uh, un băiețel de un an jumătate atunci um, Era etist Foarte inteligent băiatul Foarte scripitor. Și... Da a fost uh, chemat la Domnul. În uh, 25 martie, el, de fapt, în două, o săptămână înainte, a plecat, el uh, lucra ca IT la aeroport, din Timișoara, la o firmă de aviație, și a fost trimis în Ungaria ca să instaleze un simulator de zbor pentru piloți, școala de aviație. Acolo el era foarte prietenos, un băiat foarte prietenos și s-a împrietenit cu piloții de acolo și chiar îmi zicea wow, că ce fain, că ce de treabă sunt și îmi zice uite, un pilot vrea să mă ducă să mă plimb cu avionul. Zic ok, asta fiind cu o zi înainte ca el să să plece la domnul. Mm -hmm. El a mai fost o zi înainte tot să plimbă cu avionul. Cu același pilot. Da. Mm. Și a doua zi era um, 25 martie era eveniment la noi acasă. Eram toată familia strânsă, l-așteptam um, și l-am sunat și am spus, ok, când, când, ajungi? Și a zis, uite, acum am urcat în mașină și vin acasă. Mi-am pus lucrurile în mașină și vin acasă. Asta fiind pe la ora 3 după masă. Și am văzut să face șapte, opt, și nu mai vine. El întotdeauna răspundea la telefon, niciodată nu... Oh, și dacă nu avea baterie să ceva, făcea din piatră seacă și mă suna și mă căuta, întotdeauna m-a căutat. Niciodată nu se întâmpla să nu mă sune corele orele sau să nu mă yeah. caute corele, niciodată. Și atunci am știut că ceva nu e ok. L-am sunat sute, sute, sute de telefoane am dat. A venit seara și era toată familia strânsă, știam că ceva nu, -i, nu -i e bine. Am sunat la ambasadă, Um, am sunat la spitale în Ungaria. Am sunat la Vama. Nu a trecut Vama. am zis, ok, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Uh, am, tot ce a ținut de mine am făcut. Și dimineața nu a suit niciodată imaginea. N-am dormit deloc. Puiul meu era în pătuț la el și dormea și eu m-am am pus pe covor și a început să urlu. Că am știut că s-a întâmplat ceva. Am simțit mm. în duhul meu că ceva s-a rupt. Și uh, am zis: Mă duc să-l caut. Și a venit Petre. Petre uh, are un apartament deasupra mea și a zis: Ce faci cile? Și am zis: Mă duc să-l caut. unde este dusă? Ca caut, a zis, La fel aș fi făcut și el m-ar fi căutat și uite stau unde se duci, că de aici până în Budapesta poți, Ai, o să o în fiecare benzinărie, de. Mă, dar în disperare, da, și tu ai face aceeași lucru, n-ai merge să cauți, dacă vezi că nu dai de persoană iubită. Și la un moment dat mă au sunat și de, la spita, de la, de, la, lucru de la el și au zis, nu pleca că l-am găsit. Hmm. Și au venit la noi acasă și mi-au spus că știrile în Ungaria vuiesc că un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit și că a murit și pilotul și pasagerul. S-au plimbat nici 10 minute cu avionul și s-au prăbușit amândoi. Niciodată nu se știe cum și de ce ce s-a întâmplat s totul. Nu o să știu niciodată, de fapt, practic ce s-a întâmplat, dacă a fost um, o defecțiune sau a fost vreo manevră sau niciodată nu o să știu asta. Um, în momentul acela am leșinat. Pe mine, ceea ce mulți nu, nu știu, în 25 februarie, cu o lună înainte, noi avem o grupă, o trupă de rugăciune, celule uh -huh. de rugăciune, suntem vreo aici eram vreo 60 adunați, eram cu porțile deschise, erau mai mulți, și în timp ce ne rugam, am văzut o imagine. Am văzut un câmp întins și am văzut uh, un soare ce se lucea peste câmpul acela și am văzut un mormânt. și am auzit o voce, zis domnul, unul dintre voi care sunteți în sala asta îl chem acasă, Ce? nu este condamnare, nu este pedepsă, îl vreau în, pre în prezența mea și s-a ridicat părul pe mine, am zis, doamne, cum să zic asta? M-a ridicat în picioare și-am spus și îți dai seama că toți, oare eu, toți au stat să gândească care, care dintre noi ar fi. Uh, el se juca cu telecomandă de la aer condiționat și zicea, Doamne, ferește, no. trebuie să ne rugăm. Din momentul acela, până când am murit, simțeam non-stop Îngerul Morții cu mine. Deci cum stai tu aici cu mine, așa simțeam. Simțeam o persoană deci un duc de moarte foarte accentuat. Și ziceam la Michi, simte că mă primeam primol în Timișoara și prin magazine, și ziceam, Michi, trebuie să ne pregătim. De ce? Zic, simt îngerul morții cu noi, trebuie să ne pregătim. Și-a zis, eu nu primesc. Zic, mai e, nici eu nu primesc, dar simt. Că vine, vine. Și eram seara în pat cu el și ceam. Simți? Simți îngerul morții? Și cea nu. Simt cum așteaptă. Și noi doi am postit pentru asta. Înainte să mor, am postit pentru, pentru no. asta și l a zis, am zis, eu postez pentru asta și a zis, eu nu vreau să postez pentru asta, eu eu postez să primești tu cântece profetice. Hm. Și când a, a, când a murit, m-a dus pe câmp unde s-a prăbușit avionul și era, strigam, uite câmpul pe care Dumnezeu mi l-a arătat, era fix wow. câmpul care Dumnezeu mi l-a arătat și ceam, uite câmpul pe care Dumnezeu mi l-a arătat, era fix la fel și a fost uh, sfârșitor, mai ales faptul că am știut că destinul fiului meu se va schimba total Cât avea el? Una și... în jumătate Una Cum era a primit un el vestea? <gătă> <gătă> Greu să-i spui el era foarte mic. Știi deci, ce a fost interesant? El niciodată nu plângea după el. Dar ultima dată când a plecat de acasă, când a ieșit de pe ușă, a plâns după el. <hî>. Și O mers după el și o plâns să nu plece. Și el a zis, lasă că tata se întoarce imediat. Și el a plecat la lucru, a mers vreo 20 de minute până la lucru și s întors din drum și a zis, am mai venit să-l mai îmbrățișez odată. S-a întors de la lucru. Da a fost uh, profund. Și uh, a avut o perioadă când uh, mai veneau, zai să eram zdrobită, mai veneau prietenei mei la mine acasă și unde era pătuțul lui, el dormea și că dacă vedea un, un, un bărbat din umbră, zicea, tata, tata. A fost foarte greu. După aia, de la doi ani, începând, evitam să ies cu el pe drum singură, fiindcă orice bărbat care vedea, mergea la el și zicea, tata, tata. După aia, pe la vreo trei ani începând, mergea și zicea, vrei să fii tata meu, că tata meu e mort. Deci a fost o perioadă foarte, foarte grea. Și zicea că de ce el n-are tată, că a fost, o, a fost, greu. Dar e un copil foarte drăgăstos și lipicios și iubitor. Și să știi că rar îmi zice, mama, îmi zice și mama, dar în general ce? Prințesa mea, steluța mea, <răzări> e un copil foarte așa, mi o dat Dumnezeu ca mângâiere. A compensat da. durerea din inima ta. Și a fost un traseu foarte greu. Deci nu, să nu vă uitați la mine că, wow, ile ce puternică ești, au fost momente multe de slăbiciune, momente... Eu mă mir că mai am voce, pentru că am urlat și am plâns foarte mult, cred că toate cartele. vă știți cum cânt eu imagineam să plâng sau să, să urlu cum să aude mm. cred că tot cartierul de la mine din zonă au știut ce s-a întâmplat că plângeam foarte tare și am încercat să înțeleg inima la Dumnezeu ai reușit să înțelegi atunci am avut o, o experiență wow. eu întotdeauna mă rugam și ziceam Doamne vreau să cunosc inima Ta eu când ceream lucrul ăsta mă gândeam că ok simt dragostea lui Dumnezeu, simt pacea Lui, știi? Și când am murit, când Dumnezeu, Dumnezeu mi-a zis: Asta este inima mea pentru cei care mor fără să mă cunoască. Moarte, durerea aia sfârșitoare, știi? Uai, și am zis: wow, n-am știut ce am cerut. A fost tot crunt, crunt, crunt. Și mi-a pierdut prietenul meu cel mai bun. Hmm. Cum cred că și soția ta e pentru tine? prietena cea mai bună. Eram și colegi în trupă, era mixeristul nostru. Da, că era la cu voi acolo da. tot timpul. Și a fost o, o, foarte mare pierdere, dar ce a fost fain, a fost cel mai, cel mai pregătit din viața lui spiritual. Cel mai pregătit. A fost foarte pregătit. Era postea, se ruga, el m-a îmbărbătat de mult ori, venea și zicea, hai să ne rugăm, hai să... Și ziceam, wow, ce tare! Ce fain crește! Și a fost momentul lui cel mai high din, din toată viața lui. A fost pregătit cerul. Cum ar veni până la urmă ca și un fermier cu lege greu atunci când e pregătit, când e copt. Mm -hmm. Și da, m-am luptat. că Asta e un subiect foarte la modă și acum cu depresia, știi? Mm -hmm. Era cât pe ce să ajung și eu pe acolo. Nu pot să zic că nu m-am luptat cu gânduri foarte grele, adică nu o să nu mă gândesc, nu cred că sinucidere sau ceva de genul, dar... Întrebări, de ce ai da, ales Dumnezeu da, să te mi se întâmple mie asta, de ce acum... Știi ce era ciudat? Auzeam non-stop voci care spunea niciodată nu o să mai fii fericită, niciodată nu o să mai fi fericită, niciodată nu o să mai fi bine. Și auzeam non-stop, 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 non-stop chestia asta. O fost, eu așa dormeam mic, îmi în citea din Apocalipsa. Va fi un cer nu? și un pământ nu? Și așa dormeam în fiecare noapte. Cum ai reușit să le faci față vocilor astea? Să depășești Când momentul? am început să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt, că El nu greșește niciodată, zis, ok, bun, tu nu greșești niciodată, ce putea să, ce poți să dai bun de aici? Te gândești. Ce poate să fie bun de aici? Rămâi văduvă, am rămas văduvă la 28 de ani, cu un copil de un an. Ce poate să fie bun? Și a zis, ok, Doamne, vreau să-mi arăți. Vreau să mă surprinzi. Și vreau să zic că în așa aproape șapte ani Dumnezeu a blat atât de frumos cu mine și atât de profund și nu am dups lisă de nimic. De nimic. Și crede-mă, nu ca din cauza că am primit de la oameni. A, e interesant de la el tot ce am primit oamenii să știi că sunt așa greu au trebuit să iert pe mulți în cauza că mă răneau foarte mult deci a te -a bătut Dumnezeu hm. tu știi câți mi-au spus? Serios? wow, foarte mulți a, a, probabil ai făcut tu ceva deci o căzut peste tine asta e un blestem sau ceva a, da, foarte mulți oameni mi-au zis că nu voi fi niciodată bine. Foarte mulți oameni. Foarte mulți. Um, Ei încercând oarecum să încurajeze, știi, dar mă Poate râneau. că cel mai simplu e să taci dacă n-ai ceva să zici. Nici nu știu. Mm, Sau ce da, dar parcă zică? mie îmi plăcea să-mi zică. Da? Ce-ai fi vrut să-ți zică oamenii în momentul ăla? Um, Uite, poate că sunt oameni care da. ar vrea să se apropie, dar nu știu cum, că adevărul prea știi, știi ce să eu, zici. Da, da, uite, exemplu, o replica asta, uh, te înțeleg, uh, uh, șt, uh, te înțeleg, sunt, uh, te înțeleg și tu ce, prin ce treci. N-ai cum să știi. Cum să știi, da. Dar foarte mult mi au zis chestia asta. Și știam că doar una văduvă sau prin care trece prin etapele astea poți să înțeleagă inima. Uh -huh. Hai să zic o poveste ară, așa ce am pățit. Am fost în Anglia. Asta e chiar e comic. Am fost în Anglia și era proaspăt atunci, cred că aveam câteva luni. Bă. Și mă duc la baie, și vine la mine o, o soră și zice: Am venit să-ți spun că uh, sunt văduvă și eu. Ea avea vreo 38 de ani, uh -huh. cam așa. Și ce să știi, că asta e crucea noastră, asta e ce ne-a dat Dumnezeu, uh, asta e traseul pe care ne a au pus. Uh, na, noi nu o să fim niciodată bine, să știi. Am venit să-ți zic asta. Că, dar, uh, uite, Dumnezeu ne. Uh, ne face cu una mai strălucitoare prin asta și eram... Am început eu să-i predic în baia acolo. să zic eu, Dumnezeu are un viitor și nădejde pentru noi și cred că El are daruri bune pentru copilul lui, orice ar fi, prin orice pierdere prin care treci. Și am zis că m-a afectat pare cum că mi-a zis că, dar tu chiar crezi că o să mai fii bine? Uite de la mine, eu n-am un copil și nu s-o dar rămite tu. Dar tu ai și un copil. nicio șansă șansă. După care fac așa, nu știu, vreo 3 metri pași așa, așa și vine o soră la mine. Sorăile, am venit din Grecia expre pentru tine. Domnul zis să vin să, 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 ți spun asta. A zis, wow, aleluia. Zice, am venit să spun că vei fi bine. Zic, slavă Domnului. Da, vei fi bine. Zic, da, dar știi când? Când? Când o să sune trompetele și o să învie morții. <laughs> oh. Da, am avut o grămadă din astea. Foarte mulți, să știi. Păi, pasor, Ai nu știi, nu știu ști, știu, să... de asta nu știu să încurajez, să nu știu, trebuie să învățați pe mulți. Nu <laughs> să faci o predică despre asta. <laughs> ok. <laughs> despre cum să abord, abordeze situații de genul. Ce, cum. ce, ar fi trebuit să zică? Poate să te îmbrățișeze sau să zică... Să știi că de multe ori e mai bine să, să, nu zici nimic și să, să dai o îmbrățișare. A, așa, mă și eu că dacă... Vai, dar știi că... Sau te-am pățit acum recent. Am fost într-o biserică, nu zic unde, că nu are sens. Cunoaștem, da. Da, da. <laughs> și zice, da, cu lacrimi Deci femeia chiar suferea sora respectivă, soție de păstor. Vine și zice, mm. Ile, atât de des mă gândesc la tine. Zic, da, eu atins, zic, mm. slavă, nu. Da, în fiecare seară zic, mă pun în brațe la soțul meu și zic, ce bine că nu sunt Ile. Serios? <laughs> da! Deci, pe bune, trebuie să înveți oamenii să încurajeze. Deci, foarte mult. Da, 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 da. Asta e partea comică, să știi. Wow. că să mai și zâmbim. <laughs> Ai putea face o carte cu perle. Cum să nu? Și mult, în anii ăștia, să știi, foarte puțin au știut să încurajeze. Acum râd. Dar atunci, tu știi ce afectat am fost? M-am pus în bus cu cristocente, și ziceam ce mi-a zis ora asta? să plâng. Păi da, cuvintele au putere până la urmă. Acum arăt, știi, dar atunci îmi să plâng că ziceam oamenii se bucură că nu sunt eu, știi? Nu știu, adică mulțumesc. Da, deci ai nu știi să știi, poporul nostru român... Um, uh, și știi ce am observat? Le place drama. Drama, mă Iorița. Da. Păi, cu aia am crescut. Am observat că dacă îți merge bine, nu prea se bucură. Inclusiv ai noștri. Sună ciudat. Da? Dacă când e o, oh, săracă, eu zice, o pățit. Ai zice... Noi uh. luăm numai partea aia să plângem cu cei care plâng. Da. <laughs> dar să ne bucurăm. Și la un moment dat chiar le-am zis la oameni, zic, trebuie să învățați, să încurajați diferit. Uite, exemplu, eu nu pot să înțeleg, nu pot să mă duc la cea care e dependent de droguri să-i zic te înțeleg. Sau să mă duc să le... ar aborda cineva care chiar a fost dependent și a ieșit din zona aia și a fost eliberat. Poate, Așa cum, da, spune. Po poate mai bine să mergi să-i spui, uite, nu înțeleg prin ce treci acum, dar, nu știu, hai să mă rog pentru tine. Da, da. Sau, dacă pot să fiu e. de ajutor cu ceva, uită aici, sunt disponibil, ai Așa numărul este. meu. Mai bine să fii fair play până la urmă să-i spui. Mm? realitate, că până la asta e realitate, Nu poți să înțelegi. Știi că am așteptat să fiu vindecată, să pot să, le, să zic subiectul ăsta. Că uh -huh. noi trebuie să învățăm să încurajăm oamenii și să îmbărbătăm, și Duhul sunt să ne învețe cum să să facem asta. Da, că în multe, nicio da, cuiva care moare copilul. Da, pierderea unui soț e diferit decât pierderea unui copil. Uh -huh. Încerc să înțeleg, dar nu știu exact traseu da, depinde de, de, de droguri sau uh, care a fost uh, la penitenciar, nu, nu, mergem și acolo și slujim și tot felul, situații diferite și trebuie să învățăm să abordăm situații diferit, și să învățăm să împărbătăm. Ce fain, eu cred că oamenii au de învățat de la, din întâlnirea asta și din modul în care, iată, tu vii și le spui Bă, mai bun, nu așa se face. Da, a trebuit <coughs> să iert, știi, sună ciudat, dar nu că, nu că am, am, am fost supărată sau um, în inima mea să mă născut. M-am gândit, ok, mă, dacă e chiar așa, știi? Te gândești, dacă chiar Dumnezeu um, vrea să rămân în zona asta mm. să nu mai fiu happy niciodată. Adică, nu, nu că Dumnezeu este o sursă inepuizabilă de Până bucurie, știi? Dar da. Da, 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 da. ți-e greu să te bucuri când pierzi. Și că mai vine și îți dă și frații? A fost, da? De exemplu, la mormântare și la priveche am cântat. Da? Am, Apropo, a fost... <laughs> adică chiar vreau să te întreb de subiectul ăsta. Cea mai atipică mormântare în care ai văzut, am văzut, -ai dat da, online? Da, 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 Și atunci și acum m am Mi-am reamintit. A fost... Uh, mulți cum ai putut să cânți? Am zis uh, a fost cel mai bun lucru ce am putut să fac. Fiindcă știu că el coboară în mijlocul laudelor, și uh, el vindecă prin laudă. Mm -hmm. Și știi ce? M-am gândit la piesa aia, când oceanele Nu Numai când mi-e bine, când. Mm -hmm. Și cânte cele toate, seama, tot ce am făcut de la 12 ani încoace, înseamnă că a fost, tot, a fost tot o minciună, dacă nu și trăiesc lucrurile acelea. Adică, cum mulți ziceau, Aaah! De exemplu, când am cântat acolo, mulți, și inclusiv păstori, făceau, mi mi-au zis, oh, și acum vrei să fac spectacol. Mi-au zis, m-au tras de mână că, de ce vreți să fac spectacol? Zic, nu, nu, nu fac spectacol. Nu. Când, da, când am început să cânt, era, Te voi bine cu toată viața mea. Și chiar am crezut lucrul ăsta și chiar îl cred. Dumnezeu mi-a arătat un lucru foarte fain. Când -am zis seama, eu direct am, am făcut vreo pauză vreo două, trei săptămâni. după și în rest am continuat să slujesc. A fost cel mai bun lucru. Pentru că Dumnezeu mi-a arătat o, o imagine așa faină, erau niște tuburi mari, ce veneau din cer, și uh, mergeau spre, spre sală de erau frații mei de la biserică toți. Și Domnul a zis, voi sunteți primii care beneficiați de cea mai proaspătă ungere, cea mai proaspătă apă care fac să curgă spre biserica mea. Deci tu prin această apă vei fi vindecată prin această ungere. Și zis, ok, vreau cea mai proaspătă. Vreau. Și eu prin închinare, să știi, prin laudă și închinare, prin a sluji, am fost vindecată. Ăsta a fost refugiu tău, practic. Nu știu dacă e refugiu cât, da, că m-am ascuns în Dumnezeu și nu, să știi că nu muzică, știu că nu te referi la muzică, dar um, mulți zic, a, să știi să faci asta. Nu, um, de fapt, în momentul când mă închinam, Dumnezeu cobora. Exact. Și atunci... Până la urmă, muzica e un limbaj. Ăsta e limbajul care tu îl cunoști cel mai ai, bine și forma e. ta de a comunica cu Dumnezeu. Așa este. Și rugăciune. Vreau să zic că multe, multe rugăciuni le-am avut tăcând sună ciudat, nu? Mă puneam pe covor și făceam așa cu mâna, ceam, ok, doamne, ai un loc aici, hai să stăm noi doi. Ceam, nici nu mai am cuvinte, mai stăceam și știam chile acolo cu mine și stăteam cu el. De multe ori, da, nici nu mai aveam cuvinte. Eram stoarsă, știi? Dar doar chemându și stând acolo, cu nu știam că e acolo, eram vindecată. Deci când te ascult și povestim aici, mă gândesc ce Dumnezeu mare avem, pentru că până la urmă, mm. uh, vezi, uh, nu dimensiunea tragediei face diferența, ci felul în care ne uităm noi la Dumnezeu. Ce le spune oamenilor care poate își pierd încrederea? Sunt convins că sunt oameni război, temeri, uh, pf, o grămadă de motive să nu mai aibă încredere nici în ei, nici în Dumnezeu. Cum ai încurajat? Eu am un sfat, zic tot timpul: stați lângă izvor. Lângă izvorul de viață. Dacă nu stai lângă Dumnezeu, o te, depresia. Pentru mine, personal, depresia este lipsa speranței. Că n-ai speranță, te disperi. Că nu mai știi uh -huh. ce să faci, ce, unde să o apuci, în stânga sau în dreapta. Da? Și în momentul când ai temeri, nu mai știi unde să o apuci, în stânga sau în dreapta. Dacă n-ai speranță, când ai pe Dumnezeu, zici, știi că El va fi cu tine că este cu tine. Da, și de multe ori Dumnezeu tace. Am avut și o momente... Deci nu sunt uh, nicio super femeie să zic, wow, da, ea poate. Nu, să știți că niciodată nu m-am gândit că eu o să trec pe aici. Știi vorbea, aia, te gândești la oricine numai la tine, nu. La oricine m-am gândit. Uh, uite, când am simțit Duhul Morții, m-am gândit că moare tata, mama, bunica, te gândești uh -huh. la ei, nu? Uh, niciun caz nu m-am gândit că o să moară el. Și eu am zis, a, uh, e ok, Dumnezeu e în control. Și în momentele acelea de criză, dacă nu te agăți de Dumnezeu, te lași agățat de altcineva. Deci nu există zona gri. Ori alb, -o negru. Ori cu Dumnezeu, ori cu rășmașul. Adică, nu este perioada aia moartă că zici, ok, îmi iau o pauză. Uh, uite, sincer, noi umblăm mega mult. Uite, am fost în multe săptămâni. Am fost Spania, satul mare, București. N-am un weekend liber. Și îmi vine și mie, de exemplu, lunea să mă odihnesc, să mă revin. Și știu că n-am voie. Fiindcă atunci, diavolul, știi? Nu este perioada aia moartă în care să lași garda jos. Întotdeauna trebuie... E o, e o, e o luptă continuă între... Mm -hmm dincolo de pu, toate până la urmă, nu, nu povești ne-ai zis tu întâmplări adevărate pe, exact, bucăți din viață da? așa e? din viața ta care e cea mai mare lecție care ai învățat așa, când te uiți acum ile de astăzi cea mai mare lecție Să nu mă bizui pe puterile mele și să mă bizui în totalitate pe el. ele asta în perioadele de criză m-a simțit foarte, foarte, foarte vulnerabilă și asta am învățat că el dă putere în slăbiciune și incomparabil durerile, ți-am zis durele de corp, că era să mor. Am avut, apropo, sicriu, zicea că la morgă nu mai e loc să pregătesc sicriu, că era morga plină. Asta nu a fost nimic pe lângă etapa cu în care am avut inima zdrobită. A fost infim pe lângă. O inimă rănită este mult mai grea decât un trup zdrobit. Pentru mine a fost, fiindcă de acolo se îmbolnăvește tot. Ce am învățat din toate că cea mai mare lecție că Dumnezeu nu greșește niciodată. Atum, acum nu vezi. Și da, e o încredere așa neclitită lucrurile, știi? Da, uneori oarbă. Da, da. este. Că, ok, eu, care traseu, traseul? Până unde mă duci? Până unde mă duci? Dar vreau să. O, o dovadă clară că Dumnezeu vindecă și restaurează, că sunt un om complet și vesel și care îl la pe Dumnezeu într-un mod sincer. Deci ai văzut că noi suntem veseli. Într-un mod sincer, și asta am învățat că să mă încred în el și el va turna bucurie peste da. mine. Da, îmi place că ce aveți de spus, spuneți și <laughs> uh, contează până la urmă să fim onești până, până la capăt. Așa uh. e. Acum, în, privind dincolo de toate uh, greutățile astea, care e cel mai mare vis al tău? Spre ce mergi? Ah, Să-l fac cunoscut pe Dumnezeu Națiunilor. Și asta nu înseamnă că o wow, am doresc să fiu vedetă internațională. Mă refer că îmi doresc ca că, că tot ceea ce a pus în mine să rodească cât mai mult, la maxim. Să nu, când, eu tot timpul mă gândesc la momentul ăla când Domnul să mă cheme acasă, să nu am regret că nu am făcut ce trebuie. Și da, poate nu visul cel mai mare, nu știu, să ai o casă, să ai copilul. Da, și asta îmi doresc clar, copilul meu să cunoască pe Dumnezeu, dar știind că eu voi fi un exemplu bun, el va călca după traseul pe care, eu pe care Dumnezeu mi l-a făcut înainte. Și asta mă rog ca Dumnezeu să ne dea viață lungă la cristocentric. Noi slujim de 20, 25 de ani. ai mei mai dinaintea mea. Eu cred că e de 25 de ani și eu de vreo 22. Da? Și eu te că ține pasul și cu tinerii, așa-i? <laughs> Chiar foarte bine, nu doar că ține spațiu. Da, slavă Domnului. Și asta ne rugăm. Asta, asta îmi doresc, că Domnul să ne folosească și el va purta de grijă. De, mm. Să știi că noi suntem oameni simpli, nu avem uh, mașini scumpe, nu avem uh, bă, haine de firmă. Nu că ar fi ceva greșit, dragilor, <laughs> dar mă refer că visul meu cel mai mare nu e, nu știu, să... Nu e legat de pământ. Neapărat. Da, mm -hmm. îmi doresc mult să să fiu după inima lui, dar știu că asta doare, să știți când dar merită. Da, Hile, mulțumesc frumos. Mulțumim că ai fost aici la Eclesia Live, te-ai făcut vulnerabilă și apreciem onestitatea ta, faptul că ai spus lucrurilor pe nume. Cred că benefică discuția asta și ne rugăm ca Dumnezeu să ajute cât mai mulți oameni să ia cei mai buni de aici. Amin. Așa să fie, dragilor. Mulțumesc că m ați chemat, apreciez. Dumnezeu să fie cu tine și cu Marc, și cu toată viața Amin. voastră, viitorul vostru. Primim. Dragilor, apreciem că a stat cu noi până la finalul acestui podcast. Sunt convins că tot ceea ce a fost și în timpul acestui podcast poate fi de folos atât nouă, vouă celor care ați privit, cât și poate prietenilor vostri, Așa că. Dați un share, subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Apropo, avem pagini noi de Instagram, de Facebook, Eclesia Life. Dacă nu le-ai căutat, caută-le, paginile acestea. O să avem uh, content uh, mult acolo pentru voi uh, și pentru cei dragi ai voștri. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune și vă așteptăm din nou aici cu noi la Ecclesia Life. Pe data viitoare!